Că acum tăticul meu mi-a dat educație, că m-am dus, aveam 16 ani de zile și m-am dus în Rusia, după orașul Murom la 80 km și apoi după Murom încă 60 și am mai ajuns la un posol care se zice Vereblesc, să știu, să învăț eu la știu chimic la iarnă și când am venit acasă de anul nou în vacanță, tata m-a văzut că acum s-au cotit să luate niște periute și cu niște sare și cu niște ceapă să mânjească așa fața, ca să încurgă ochii, să îi schimbi fața, să iertă, să încurgă nasul tare. Și băi băiete, unde te-ai vrut tu? Păi, acolo că o zis că 10 ani de zile cu învățământ și apoi ești pensionier. A putut să o cați că noi îmbătrânim și lați frața tăi surorii umuriți cu boala și cu tifuseala. Tu ești la urmă. Eu vreau să mă sii la bătrâneță. Unde te-ai vrut tu? Apoi că dacă 10 ani știu și apoi câți ani am și cu 10 așa, că eu știu tânăr pensionier. Dar tu, Dani, ai văzut acolo? Zic, nu. Nemți, ai văzut? Nu. Dar ce ai văzut acolo? Ei, de la Umbistan, de Tbilisi, gruzini, de aici, armeni, n-alții de asta. Dar de Pribaltic ai văzut acolo să vâri cineva? Zic, nu. Absolut am la moșul și a spus așa, zice, Achim, că a chemat Achim și Mionici Cazanir, fost procuror, care când cumnat ca când cu noi, cu tata, adică. Spune, zice, băiatul ăsta n-are minte, el e tânăr, a să vii după dânsul, ce facem noi, că au și cu dânsul. El îi spune, zice, trebuie spravcă de la doctor, de trimis și de fotografia, dar atunci era fotografia, nu cam uia cu ăsta, dar atunci era fotograf și ala cu pune pe tricioare. Și am scos fotografii și am trimis și eu trimis documentele. Și am pierdut în urmă cu, adică am ieșit din polojenia asta, că să nu mai știu eu chimic la iad în aruze. Și ia că poate de atunci că se trage nie ceva aninat ceva de pe acolo și bolnav, dacă așa bolnav. Am lucrat pe mașină tir, dar amu ia la mieșeni, îi grupează pe-un cap, țăți dugoșii, pturoșii, sunt niște parți femeiască, că nu-n cap pe ușă, s-a pătrat. Cât îți de lati, atâta și ăsta, s-a pătrat. Și-s bolnavi. Dar cum dracu-s bolnavi? Dar de aici a venit un doctor la, cu salvarea și a spus așa, zice, ia măta, domnul Slutu, eu te cunosc pe măta, știu, dar numai n-am știut unde trăiești, dar mă de-am știut unde trăiești. Deși noi suferim, îți dau așa o întrebare, zic, dar și ne grupează pe dâșii? Zic, doctor de familie îi grupează, ministerul, el singur scălișește că e prost, el e de-asta corupt. Și trebuie pe dâșii grupat. Eu adică am lucrat, am dormit în cabină 20 de ani de zile și în caz sufăr boală, m-au luat cu salvarea și o văd o pată pe plămân. La mine, din 74, așa au rămas că am avut pe o mânie, am ieșit o spăriet cu coronavirusul ăsta al lor, 19, cu eu am. Și apoi mi-a luat din nas, mi-a luat din șerul gurii, mi-a văzut paiul și ala m-a zgâriet, să trimate, să vadă. Vine rezultat că eu n-am COVID. Să mă iertați, din zeterii cât a stat în boliță, cum am intrat acasă și a început abia o leacă și sodă cu borș, cu și tableci am luat de așa ceva, m-am oprit, mă iertați, mai că nu sunteți doctor, dar mai nu mă pot duce afară așa, m-am îndreptat. Dar la boliță, curge de mine și am venit cu forma de, mi-a condonat preotul ăsta care de la noi din sat, o formă ca de boliță. Și am venit în șalavare și ea cu pantalonii i-am pus în culoc, că așa de tare m-a slăgit. Că nu avem nici cum să-i strântorez și tot. Și poate mai revine. Dar ea ca că nu știu cum de făcut, de îndreptat. Mai am niște doctori mari, ca când mai mari decât mine cu 10 ani. Deci, Grigore Ivanovici, domnul Slutu, nu faci nimic că merge țara la badidism. Badidismul.
Mă ta uită, generația aceea noi care suntem din prin 40-35, era o generație mai deșteaptă, era o generație. Dar m-a ieșit cu batul ăsta, care cum scoate boboși și vinde mașina prin sat, așa au ieșit aiștia. Și nu știu, să mă iertați, dar dacă a zis că este deputat de 22 de ani și intră la partidul PAS, asta e ceva de la masandu, ceva, o rudă de acolo. Ce știe fuliganul ăsta, mă iertați că-l numesc așa. Ce știe el dacă are 22 de ani? Sunteți de acord? Ei, uneori unul tânăr poate ști mai multe decât unul de 82 de ani. Nu poate ști că nu. Eu am așa o întrebare, le-am dat o întrebare. Băi, cine a mâncat mai mulți paști? Eu ori voi? Dar vezi că tot se împlinește. Așa care a mâncat mai mulți paști decât așa, el n-are cum să aibă capacitatea asta. Ca el și în Parlament. Și apoi mai este unul care a stat de vorbă în bolnesc cu surorile medicale când îi puneau injecții. Este un milionier au ei acolo. Are 10 milioane. Păi și banii ăsta, și-a făcut el, și așa o dat el folos țării ăștia, că de s-au îmbogățit cu 10 milioane. Și trebuie la conducere atunci. De să-i întrebăm, stimați jurnalist. El e de condus, el se gândește să mai facă încă vă 20 de milioane. Să aibă 30, cu 10 care le are și cu 20 mai capte, că și tata lui. Hmm? Posibil. Și ziceți? Cum? Și răspuns îmi dați? Posibil. Abia ia ca așa. Am ia ca socoteala aceea, să mă credeți, să mă credeți. Țara asta nu merge până când am și eu între dânsii. Dar am să vă dovedesc o leacă pe 2-3 luni de zile. Trimit materialul ăsta lor, să văd cum mă alege. Și dacă și avea s-o înfârna și tot, am să fiu ajutor la dumneavoastră să participați cu mine. Așa și am scris eu, așa și am arătat eu, așa cum pe popor îl dușmănesc, îl învârt mințele. Ca Dodon că să arăte că așa la să duc, așa la să duc, așa la să duc. Văd că nu s-a dus niciunul. Plahatniuc s-a dus, că s-a umplut de râie tare și el știe și face, că el un bandit ăsta. Și are și vârtăliot și tot, el a furat, dar nu a condus așa. Dar dacă eu m-am cerut și le-am scris lor așa, băi, dați mașinile avarine care ne podlăjit că Rictov, că cum zice rusul, dați să le primesc eu. Dați eu să înșepă o pomișenie acolo, dați să fac eu niște motoblocuri pentru bednești, pentru sărași, să le vindem noi, dar nu ne la Ucraina, dar nu ar ca Moldovii să mai pui o țână a lor, să rășească poporul. Am făcut mașină în viața mea și am vândut un Prebaltica, o meritat, am ajuns la Gorki și mi-a prepus să rămân inginer pe astodielă, ca când se construim mașini, acolo să le... 20 de ani de zile i-am dormit în cabină. Să zicem, ruși, la Ivanov, de unde mă întâmplau eu, pe Baltica, mă invitau la dânsii musafirie și mă întreba, zice, Grigori, ia v-am preglășat ca mine în gosti. Оставьте твою кабину, никто не будет трогать, она находится на территории. Буду узнать по вашей Молдове, поговорим, посмотрим немножко телевизор. Лукашенко остатки ворбы, я ам мартур, фост амбассадор Дмитрий Мунтяну, атунчара. Шо, как он делал обрыст, а остатки ел кумблатур ли мелику, лукрыр ли мелику, lucrat șofer de tir 20 de ani, am stat în Republica Ciuvașcă, am stat în Ciboxari, am stat în Ulianovsk, am stat în Samara, care ziceam înainte ce Cuibușov, am stat în Kızılordu la Kazahstan.
În Riga am stat în bolniță. Am văzut doctori diferiți, de alte republici am văzut. M-am consultat cu dânșii, am înțeles, nu i-au făcut niciun rău, m-au îndreptat. Un timp am avut o doctoră de la Ucraina, a ieșit să plec la Rusia și am luat-o după aia asta, Lubașovca, primul sat, am trecut, al doilea sat, a ridicat mâna, că eu zic bărbatul așa, dacă autobusul cumva nu a merge ori ceva, ridică mâna și se uite cu aici care e Dani Boș, cum ăsta, pentru că zici, dintre și sunt oameni deștepți, sunt oameni care au studii, malușii nu li s-au venit lor în lucru, au avut probleme și au scuipat și au zis că nu, eu mă duc mai bine șofer decât ăsta, în comandă în tot. Și vă 6-7 ani de zile, până s-au închis astea, vamele astea, am dorit. Bărbatul m-a ajutat, era inginer, ducea mașina, o punem la uzină unde era el, asta, glavni inginer. Dormim la dânsii, părea ca o soră, mult m-a ajutat cu medicamente, cu tot, molecuit. Am trăit foarte bine cu oamenii, numai nu din sat de la mine și nu din Meșeni și nu din Chișinău și nu cu parlamentul ăsta. Dar cu oameni străini a fost Uniunii Sovietice, toți m-au stimat, m-au iubit, m-au prilășit în musafirie, am știut să vorbesc, nimeni nu m-a dat de-a dura. Și ia ca nu știu cum, așa, noi nu să ne... Ia ca să vedeți, eu vă garantez, ca prescazatele om, să vedeți piște 3 luni de zile și ați iei guvernarea asta. Și apoi vă dau voie să mă întrebați. Dar mă ta nici n-ai votat. Cum n-am votat? Eu n-am votat că eram în bolniță și am ridicat. Băi, dar eu și nu sunt om. Dar soția a votat în sat. Și omul și ala care era la mine scorțăini a votat cu voxeva a lui. Dar eu n-am putut votez. Eu m-am luat la ceartă cu deși, parcă și v-am sunat. Am zis, deși eu și nu sunt om, deși eu nu votez. Dar vedeți că pe radio spune că vine omul cu întârziere de pe graniță, el trebuie să treacă cu permisul de asta, cu pașaportul, permis de venitate a lui, să meargă și să-l pui pe listă să voteze. Așa i-a avut pe radio. Și le-a fost greu să mă pui acolo de sub, că m-a luat salvarea. Că a zis că lista e făcută de vineri, aici e o sâmbătă. Ei, dar omul ești care ești, tu ai venit cu Iașcu. Eu vreau să votez și eu. Că când eu ca când ies, eu încă m-am enervat, ca când eu nu sunt om pentru dânsii. Dar soția în sat s-a dus și a votat pentru... Și-o întrebau, care pus de primarie la care, o zis, dar mă atrap cine a votat. Dar soția spune, dar eu știu pentru cine am votat. Eu știu pentru cine am votat. Așa nu mi trebuie să o întrebi și trebuie să știi cine a votat. Eu și fost acasă, nu-i venit temperatura asta să mă iei la bolniță, eu nici nu m-am așteptat. Am eu luat cartușca, eu vreau pe luni să mă duc la Republicană cu boala asta mie, să mă consultez, nu vor să o deie cu doctorul altul la Ignățăi, dar doctorul Șeala, el e un porc pentru mine, el se face de cap, el a luat teta lui, el s-a pus ca deoparte. Zav policlinic de la Răzânăi spune că a zis că el ies că domnul Sluțu e mare de-am decât noi, el s-a făcut lui aparte, e un tălhar, dar are, știți cât are? Are un teanc de căsuri care el îi grupează. Și ea că nu știu, eu vreau să mă lupt, cineva spune mâna pe dânsul, să-l apuși după cap, zic, dar și mătați-i cărțile astea la dumneata. Sunt doctori oameni care merită și sunt, dar sunt și bandiței, ca și în procuratură, ca și în judecătorie. Așa eu nu ne-am mai scos livada cu domnul ăsta judecătorii
cum îi zice lui mama, cum îi... Cotorobai. Este la curtea de apel un sfolos, un bandit. Familia Cotorobai. O venit boala și nu puteau rezolva. Ia ca și răspuns am primit eu. Hai Dar că le va da tăietă. Zi. Poftim? mai discutăm altă dată, că acum trebuie să ies. Bun, dar vă doresc sănătate și eu zic așa pe credința mea. Domnul să ne ajute să mergem cu un pas înainte, că să-i distrugem o leacă, că ei se fac de cap. Și una, a doilea, dacă el n-are minte la conducere, el trebuie lichidat. Sunt oameni care merită, care zice, ca dacă să zicem așa în popor, zice, este om dat de Dumnezeu. Eu și nu mă uit pe telefonul ăsta, eu câți de bil v-au agresat și nu vă, nu pe dreptate, pe strâmbătate v-au agresat. Lichidat nu trebuie nimeni, trebuie să fim pacifiști, legal. Legal, dar păi ia ca că nu-ți priește că simt legal. Ilegal nu recomand nimănui. Da, s-o cotiți un lucru. Satul ăsta e tot grupat. Trebuie să-ți grupați ca ăsta, să înflănările și beau și pingii ăsta, să veniți cu camera când ați iei culesul, poamne, să vezi cum chiuie. Hai grupă. Dar doctorul care a fost la mine, zice, domnul Slutu, omul, dacă nu are o mână, tot grupa a doua. Dacă e paralizat și de la pat, 4-5 ani de zile, tot grupa a doua. Dar primarul la voi din sat, tot grupa a doua are. Și doctorul a zis că eu am și eu probleme cu dă și eu ca doctor mă pun în pară. De ce așa este atât? Adică eu zi oraș și eu trăiesc mizerabil într-o zărpată mică, dar ești din sat, care e doctor de familie, el grupează și este atât. Păi de că mă distruiesc unul pe altul. O să vorbim altă dată. Sănătate! Dacă este atât. Hai vă spun sănătate și vă doresc numai bine. Domnul să vă aibă în pază și ne întâlnim și să mai discutăm și să mai facem de astea reportajul. Bine, la revedere!